Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ținuta la Control. Sunt Romina Băluță și am onoarea de a o avea alături de mine pe designerul Raluca Soare. Raluca, mă bucur că ai acceptat invitația noastră și mulțumesc că ești în platoul nostru. M-am bucurat foarte mult pentru că mi-era dor să mai por culoare. Și așa am zis, am unde să mă duc să mai por culoare. Da, ești un om plin de culoare, de texturi și pasiune pentru unicat. Cu siguranță primești destul de des întrebarea de ce unicat și am vrea să știm. E foarte bine că primești des întrebarea pentru că auzind răspunsuri, acest răspuns cât mai multă lume, poate se prinde mai mult curaj în a lăsa unicatul să vină în viața lor. La mine pasiunea pentru unicat a apărut de mică, probabil din educație de asemenea. Mă duceam să-mi fac făinuțele la croitoreasă, ca să nu mai aibă nimeni ca mine. Și sau dacă prindeau ai mei vreo excursie în străinătate, pe vremuri îmi aduceau de acolo din același motiv. Și s-a format în mintea și mentalitatea mea mai mult dorința asta pentru unic, după care am extins-o la tot ce s-a putut, de la acțiuni până la numele copiilor. Când le-am căutat, am vrut să nu mai știu pe nimeni cu numele alea și am luat totul la mână, site-uri, toate, să nu mai existe. Până acum am reușit. Încă n-am cunoscut copii cu același nume. Foarte frumos. Cum este să fii designer de haine unicat? Ce înseamnă să porți o haină unicat? O haină unicat înseamnă să te porți pe tine. Despre asta e vorba, de fapt. Nu este ideea, doar ideea de a nu mai avea altcineva. Da, bineînțeles că este important, dar ideea e să te... Pe de o parte să te regăsești în hăinuța aia, să știi că odată ce ai ieșit din casă, mă rog, poți să nu ieși neapărat, poți să rămâi și în casă, o să atragi priviri, o să atragi priviri, garantez că în cea mai mare măsură admirative, nu așa cum se sperie doamnele, că nu e neapărat de bine. De asemenea, ținuta unicat, cel puțin așa cred eu, că odată ce știi că o ai în garderobă, ce știi că o poți îmbrăca, odată ce îi dai atitudinea ta și haine, eu cred că mai degrabă tu faci haina, tu o aduci în mediul tău, în habitatul tău și nu ea pe tine, cred că din momentul ăla ești, n-aș vrea să zic un alt om, aș vrea să zic ești tu, adică asta trebuie să înțeleagă doamnele, că e doar curajul de a lăsa să iasă afară ceea ce au ele mai frumos, mai pozitiv, mai jucăuși. Și sunt româncele noastre deschise la a purta haine unicat? A purta haine unicat poate că ar fi destul de deschise. A purta haine colorate nu sunt, se tem. Încă se tem foarte, foarte tare. S-a mai deschis un pic lumea asta. Dar prea puțin deocamdată, nu au curaj, li se pare, și nu că nu au curaj să experimenteze, pentru că vin în showroom și îmi spun, ok, ce ai, așa, dar vezi că mie nu vine bine culoarea asta. Și mă provoacă, pentru că eu le zic, ok, atunci haideți să vedem, probează, te rog, din suflet fix culoarea asta. Nu trebuie să o cumperi, nu trebuie să ți-o fac, probează doar ca să scoatem o dată povestea asta din... Și le vezi la oglindă, cum li se schimbă mina și zic, da, ce ciudat, zice, mie nu-mi venea bine culoarea, da, s-a schimbat peste noapte, vine culoarea, dar n-au curaj. Da, n-au curaj și odată ce își implementează că acea culoare nu le vine bine, mă gândesc că contează și croiul și în primul rând care contează este, da, croiul, sigur felul că în da. Care este haina normal, poate acea culoare la la o altă ținută nu s-ar fi potrivit, dar... Da, normal, nu, dar contează croiul, nu, că există legenda asta că negru slăbește. Nu, croiul slăbește, primul și în primul rând. Normal că negru creează niște umbre, dar dacă pui un gogoșar negru pe tine și tu ești plinuță, nu mai slăbește deloc negrul acela. Pot fi făcute tot felul de combinații între negru care să sublinieze culoarea sau invers.
nu știu, există foarte multe variante. Nu trebuie decât atâtica curaj pentru asta. Așa este. Raluca, uite că vorbim de unicat. Aș vrea să știu ce te diferențiază pe tine de ceilalți designer români, ce este doar al tău? Păi, probabil că printurile, curajul de a înainta, iată, de a-mi prezenta singură uneori ținutele curajoase. Nu știu, eu iubesc foarte mult oamenii și mă gândesc că poate de aici vine toată povestea asta, pentru că imprim hainele foarte multă lume, cliente mi-au spus că odată ce îmbraci hainele mele, chiar și doar când le probezi, îți imprimă o stare de bine. Și mă gândesc că poate de acolo vine, că nu e nicio magie altfel, nu, eu nu fac ședințe de magie, hipnoză, nimic. Le creez cu o bucurie foarte, foarte mare. Când întâlnesc materiale frumoase, cu printuri frumoase, nu mai în cap, în piele de bucurie, sunt ca un copil, efectiv. Așa. Apoi la combinații, iarăși. Și în curând sper eu să ajung și la printurile proprii. Mă duc și către zona aceea. Deci un designer poate fi numit și un bun psiholog. Nu știu, nu vreau să mă numesc eu singură, eu merg la psiholog de ani de zile, îmi place la nebunie lucrul ăsta, chiar și dacă n-aș avea și nu am probleme, tot aș merge, pentru că cred foarte mult în exteriorizarea acelor mai ascunse gânduri, iar culoarea te ajută în primul rând și nici nu trebuie să plătești, trebuie doar să-și dea cu un fard colorat dimineața sau să pună un tricou colorat peste blugi. Și eu personal pățesc asta mergând și văzând în vitrină cum mă uit cum am îmbrăcat sau cum am părul sau aia și trec și mă văd printr-o vitrină și văzându-mă deja parcă stai mă că nu e așa de nasol totuși ce se întâmplă, asta e, avem culoare. Da, și uite, majoritatea psihologilor recomandă ținutele cât mai colorate, sigur, pentru că ne dau o stare e o pârghie, de bine. Da, și trebuie folosită, e în mod sigur, e foarte important, foarte, foarte important. E foarte important să ne înconjurăm cu oameni, să ne înconjurăm cu oameni cu care rezonăm, să purtăm colorat, să purtăm altfel ca să ieșim din anonimat, pentru că fiecare din noi are cel puțin un lucru, un aspect, o caracteristică foarte mișto. Cel puțin una. Nu-i păcat să o lăsăm acolo? Așa este. Raluca, vreau să știu care sunt sursele tale de inspirație atunci când creezi o colecție. Diferă, depinde. E greu. Pornesc de la, să zicem, de la un print uneori, alteori de la natură. M-am plimbat și am văzut eu niște forme de copaci, de frunze și m-am dus în zona aceea. Nici nu știu, pur și simplu îmi vine, mă apucă, nu știu să delimitez atât de clar. De la colecție la colecție. Au apărut niște printuri care m-au dus într-o zonă ironică, să zicem așa, de punk, una din colecțiile trecute. Alta, acum, de exemplu, am fost provocată să fac o colecție de copii. N-am făcut niciodată așa ceva. Nu. O să am prezentare de modă de colecție de copii. Și cum ți s-a părut? Ciudat. Acum o să vedem după, că la nivel de eveniment sunt obișnuită, e în regulă, e încă zona de confort. Când o să-i îmbrac eu acolo pe ei și o să văd că merge, nu merge așa și mă zgârie eticheta sau eu știu ce, cusătura, că și aici, având prototipurile acasă, cele două, aud numai din astea, să faci cu cusătura nu știu unde să nu ne deranjeze, să faci cu... Și îmi dau seama că la nivel de, nu știu, 15-20 de copii așa, nu o să fie foarte simplu. Dar... Oricum, deja îmi imaginez și văd așa o explozie de culoare și acolo. Te și... chem, o să uite, te chem să o vezi. Chiar îmi doresc și aș vrea să știu care a fost prima ta creație și ce reacții ai avut? Prima mea creație, să zicem așa, într-un cadru legalizat de firmă și de business, nu? Prima mea colecție a fost o salopetă cu fermoare aplicate.
Și de fapt prima imagine pe care am avut-o, pentru că nu știu dacă ea a ieșit chiar prima din toată colecția la atelier, dar pot să vă spun că mi-a apărut imaginea cu ea în timp ce alăptam. Wow! Da, atunci a venit prima oară imaginea și am și prins curaj, cred că mi s-a părut șuie, pentru mine e foarte important să nu fie clasică și așa am mers mai departe, dar asta nu o să uit, uite, prima, într-adevăr. Și uite că ai menționat despre asta, aș vrea să știu cum te împarți între viața de designer, viața de soție și de mămică? Copiii cred că ți-ar răspunde prost. Se împacă prost, mami, pentru că nu prea stă pe acasă. E greu, e foarte greu. Ziua o împart între... După ce le las la școală, mă duc la mine la showroom, mai cresc câte ceva. Cel mai mult îmi organizez întâlnirile cu clientele, cu doamnele acolo. Bineînțeles că mai există și zile din astea administrative, care pentru un artist sunt mai dificile, contabilitatea și nu numai. Fac tot ce pot până în ora 6, când trebuie să le iau de la after school și după aceea începem și ne descărcăm între noi acasă. Ce spun despre mami când o văd așa cu multă culoare și... Culoarea le place, din fericire. A existat o mică perioadă în care era negată culoarea, mai ales de una dintre ele. Mă desfințează foarte des la coafiuri, la chestia asta, pentru că eu exagerez într-adevăr și asta îmi place, asta nu-mi place, te face nu știu cum. Oricum nu mă iartă nici de altfel de complimente, nu sunt niciodată suficient de slabă, suficient, adică sunt, am niște critici acasă, noroc că așa le-am crescut, adică de la mine vine franchețea. Și cred că sunt cei mai buni critici. Absolut. Chiar sunt și îmi place că își creează ochiul destul de obiectiv și deja la combinații. Am și avut flair-ul să nu le influențez foarte mult la cum și-au combinat lucrurile, chiar dacă erau cu siguranță greșite pentru adulți, să zicem, din punctul nostru de vedere. Și acum încep singure să-și dea seama. Trăiesc și în lumea asta, ne văd tot timpul cu Alin Gălățescu, când mergem la diverse evenimente de modă și vine și fetița lui, vin și fetițele mele și imediat își dau seama de niște lucruri. Deci le place. Da, le place. Păi ele m-au provocat să fac asta pentru copii, nu-ți imagina că... Da. Au fost la o prezentare de modă unde eu am îmbrăcat adolescente și ele au fost invitate de designerii de hăinuțe de copii să îmbrace și să iasă pe podium și a fost prima oară pentru ele. Vai, ce emoții! Una, emoții foarte mari, cealaltă destul de dezinvoltă. Dar ce să vezi, ele care nu prea purtau haine făcute de mine până atunci, m-au luat la o ședință acasă și mi-au zis: tu nu faci de-astea? Wow. Nu știu, zic, mă mai gândesc, nu e simplu, nu e... Și m-au pistonat până m-au hotărât să fac, hai să fac o încercare, că pe mine dacă mă provoci, după aia nu stau nicio liniștită și uite că o fac. Ia uite ce provocare. Da. Și de unde vine provocarea? Exact. Foarte frumos. Raluca, spune, ce înseamnă pentru tine un designer bun? Un designer bun cred că înseamnă, și nu e vorba doar de mod aici, cred că înseamnă acel designer care prin produsele lui, desenate de el, reușește să trezească ceva în cineva, în oameni, în targetul lui și nu numai. Că se verifică tocmai și prin convertirea celor care nu sunt în target. Cred că e foarte important să te oprești din drumul tău și să zici: ia uite, uite ce mișto e ce a făcut persoana asta. Sau, repet, în orice domeniu, e vorba de design interior, e vorba de, nu știu, de tot, de bijuterii, de poșete, de... adică să te diferențiezi, să faci altceva, să... Și ca om, până la urmă, nu e neapărat de designer vorba. Acum, repet, eu sunt așa, deschid ochii și sufletul și tot și dorința și portofelul când văd ceva altfel. Când am ocazia să-mi creionez, să-mi fac eu ceva altfel, să-mi cumpăr ceva altfel. Foarte multă lume spune că vrea să... Uite miresele, vor, spun toate că vor să aibă în ziua aia să fie unice, să fie cele mai să fie. Și cu toate astea, miresele sunt aproape la fel.
dacă stai să te uiți de aici în jos, da, așa, sunt aproape la fel. Nu e ok. Pentru că fata aia chiar își dorește să fie unică. Dar începe. A, dar stai că zice nu știu cine, nu știu ce, nu știu cum. Ca să nu mai zic că toți invitații de la o nuntă suferă de chestia asta, tocmai mă lovesc de așa ceva. Eu am vrut, am zis, păi eu vreau să fiu altfel ca mireasă. Da, și am făcut invers. A știut doar soțul meu. Știi că de obicei se zice că soțul nu trebuie să da, știe. Doar el a știut cum va arăta rochea mea. Wow. Nimeni altcineva din câți ori fi fost mulți invitați și rochea mea a fost fucsia cu oranj. Adică... Oh, ce deosebit. Trebuia să și uite... fie altfel. Exact. Asta era ideea. Și toate merg... Vedem nu prea mai, exact cum am vorbit și la început, nu sunt deschise să experimenteze și să, da, uite, da, să da. Fie diferite. Exact, să uite, fie cel diferite. Puțin în ziua anunției, exact, este ceva unic și chiar trebuie să fie de la rochie până la tot. Detalii și trebuie absolut tot. Trebuie să te distrezi. Există stresul ăsta, ideea asta de stres cu nunta. Eu n-am întâlnit-o, n-am. Eu m-am distrat, eu am dansat toată noaptea ca nebună. N-am, chiar n-am, adică nu mă asta mă interesa. Puteau să fie și sarmale și mama sarmale și să mănânce cine vrea. Eu trebuia să dansez, să ne distrăm, să facem show. Să... Cred că despre asta e și mulți. Da, din păcate, da, da. Nu ne place, nu că ne place mulțimea, ne e frică să ieșim din mulțime. Aici e problema. Și nu se întâmplă nimic rău, garantez, nimic rău nu vi se întâmplă. Din contră, atrageți atât atenția asupra voastră. Băi, uite că poate și altceva. Exact. Despre asta e vorba. Așa cum totuși în discursuri, în tot ce înseamnă, nu știu, haideți să zicem în scris, atragem atenția și ne place când realizăm o operă frumoasă și un articol, o carte, așa, nu e cu nimic mai rău vizual. Da, așa este. Raluca, vreau să știu cu ce este diferit designul românesc. Este cerere și interes pentru acest lucru? Bineînțeles că este. Bineînțeles că este. De asta trebuie și profitat și este în mâna noastră a tuturor designerilor să educăm. E mult spus poporul român. Trebuie să ne educăm clientele și clienții, că facem și pentru domni. Să le creăm confortul, dar să-i ajutăm să se deschidă. E vorba de deschidere și nu trebuie mult. Eu așa cred că și în afară tot de aici s-a pornit. Și ei vin din perioade mai gri. La noi durează un pic cam mult, e adevărat, dar cred că e destul de normal din punct de vedere sociologic. Nu cred că stăm cu mult mai rău decât alte țări. Bineînțeles, suntem un pic în urmă. Pe de altă parte, diferența se vede de la un an la altul și româncele sunt și superbe și e păcat atunci să nu poarte, să nu-și pună în evidență această frumusețe și să nu prindă curaj. Exact. Adică ar trebui doar Vivian Westwood și doar Alexander McQueen și toate astea să fie pentru cum arată româncele. Așa este, chiar... Româncele sunt recunoscute ca fiind exact. Una dintre cele mai frumoase exact. Femei. Vreau să ne dai câteva sfaturi pentru a crea un stil vestimentar original, că despre asta vorbim. Unicitate. Nu pot să dau sfaturi în zona asta decât așa. Găsiți ce e în voi. Porniți de la ceva, nu știu, îmi place galbenul, să zicem. Băi, uite, aș putea să-mi iau ceva. Bă, dar e prea puternic galben. Ok. Ia-ți întâi o floare galbenă, pun-o la tricou, la sacou, încet, încet, după care dați-vă voie, despre asta e vorba în stilul vestimentar, vedeți ce vă place sau, mai este și apropo și de psihologie, ieșiți din zona de confort la modul, băi, eu doar atâta port, provocați-vă și vedeți, o zi ați purtat galben cu turcoaz, v-ați simțit bine, ați primit aprecieri, așa, go on, de aici încolo, prindeți curaj, nu, reveniți la gri. E ok, e o zi, nu o să vă țină minte decât așa, 2-3 oameni și o să vă amuzați, probabil, despre... Dar nu, alte sfaturi nu pot să dau, pentru că, ok, ce să zic, purtați culoarea X cu culoarea Y, eu ce am și ce promovez, nu,
poartă așa, direct să le spui, trebuie să se îmbrace, să probeze, să simtă haina, repet, la mine e vorba de a simți, de a purta haina în sensul ăla complet, care vine din interior și de atitudine, dar în primul și în primul rând este vorba de ce simți. Da. Așa intră în showroom cele curajoase sau cele educate, sau educate de mine, în spiritul culorii mă refer, și se uite și uite, asta îmi place, când n-am mai văzut genul ăsta pe nicăieri. Îmi umple inima, îmi umple tot, că despre asta e vorba. Ia-o și du-te și strălucește. Exact, și să încerce cumva, că vedem foarte multe femei care rămân pe zona clasic, să încerce cumva, uite, chiar citisem undeva că spuneai negru să fie accesoriu. Da. Nu exact. Toată ținuta. Sau gen să rămână exact. Pe clasic și... Asta zic, să reducem negru la nivelul de accesoriu, la rangul de accesoriu, pentru că negru, el este și non-culoare, ca dovadă că el este dat, să zicem așa, de sus, să sublinieze culoarea, să o scoată în evidență. Despre asta e vorba. Ele scoate și albul și negru, adică dacă vezi o persoană îmbrăcată în negru de sus până jos, da, primul gând este doliu. Da. Este clar că el trebuie să fie un marker doar, un evidențiator, atât. Așa este, da. Raluca, uite, deja vara și-a intrat în grație și ne pregătim ușor-ușor de vacanțe. Aș vrea să știu cum arată bagajul tău perfect și ce conține. Mai rămâne la tine, aici e cald. Unde și-a intrat? Că e un frig afară de nebune. Da, momentan oscilează temperaturile. Da, mai am câteva chestii peste, adică nu... Așa am crezut și eu. Noi totuși sperăm că își va rămâne așa, pentru că, uite, chiar... Știu și eu mi-am scos garderoba asta mai subțire, da. Duminica trecută era Calea Victoriei, da, știi, plină, exact. Cu oameni în tricouri și pantaloni exact. Scurți și fetele în fustițe și rochite. Acum să-i vedem duminica că e și maraton. Cum da. Aleargă. Așa este și... Bine, am vrea totuși să știm ce ar trebui să ne luăm cu noi în vacanță. Dacă trece acest noiembrie. Da. Da. Cu ce trecem de acest prag de... Păi depinde unde mergem... Vine vremea festivalurilor, trebuie neapărat să avem shorturile, pantalonii scurți, colorați sau de blugi. Se poartă, am văzut foarte mult shorturile astea mascate. În spate se vede că sunt pantaloni scurți, în față fustă și mie mi-au plăcut întotdeauna astea și de asta le-am și remarcat acum ca fiind în trend. Bineînțeles, rochile vaporoase, vâscozele, printurile. Nelipsitele printurile. Totuși, dacă nu vara, atunci când niște desene frumoase, florale sau abstracte sau există, absolut superbe. Costumele de pantaloni, pantalonii largi în continuare se poartă, cămășile, bluzele largi. Dacă apare și un eveniment cât de cât fancy, o roche lungă, mulată, dar neapărat printuri și culoare. Așa, nelipsitele. Și vreau să știu ce accesoriu nu-ți lipsește ție niciodată în vacanță. Presupun că și accesoriile au acolo importanța lor. Purtat la viața mea foarte mult accesorii. Sunt într-o perioadă în care port mai puțin. Sunt, în continuare port destul de mult cercei. Mai degrabă îmi pun o zuzeală ca accesoriu în păr. O nebunie. Accesoriul meu preferat este creionul de ochi care îmi dau aici sub ăla, e nelipsit. Nici măcar ruj, acum pentru tine, pentru emisiunea mea am dat. Nu... Am culoare și probabil că nu mai simt nevoia de altceva, nu știu. Sunt într-o perioadă în care, bine, există aceste accesorii și anume bijuteriile în special, pentru care fac pasiuni periodic și am descoperit niște designeri de accesorii. Și acum porți un colier foarte frumos, l-am remarcat absolut, de la început. Da, mulțumesc. Foarte, foarte, foarte frumoase și le promovez de fiecare dată când am ocazia și despre asta e vorba. Dar sunt colorate și ele. Așa este. Culoare, culoare, culoare. Da, asta vine din mine. Nu trebuie, bineînțeles că nu trebuie să poarte toată lumea la fel, dar recomand un strop de culoare pentru cei mai puțin curajoși, pentru că o să-i ajute. Garantez că o să-i ajute. Așa este, pentru că ne dă
un vibe pozitiv. Ne schimbă starea, efectiv. Ajută, da. În unele situații e greu să-ți schimbe starea cu totul. Mi se întâmplă lucruri mai puțin plăcute, dar ele nu degeaba au... Se regăsesc în natură. Există culorile. Nu le-a inventat designerul X sau Raluca Soare. Da. Mi-ar fi plăcut, dar nu. Mi-ar fi plăcut să inventez, uite, să descoper așa, o nouă culoare, o nouă nuanță. Nu e târziu. Nu e târziu, adevărat, dar uite că n-apuc câte probleme cotidiene avem. Așa este, adevărat, astea cam sunt. Raluca, aș vrea să știu care ar fi cele 3 sfaturi pe care Raluca Soare de acum i le-ar da Ralucai Soare de acum 15 ani. De acum 15 ani? Sau de la vârsta de 15 ani. De la vârsta. Ok. Mă spunea că de acum 15 ani nu cred că era. De la 15 ani, același sfat pe care îl dau și doamnelor, așa, să fie mai curajoasă și în special mai rebelă. Deși îmi dau seama că fiind circumstanțele aceleași, n-ar avea motive să fie rebelă. Mie mi-a fost mult prea bine în familie, cu ei mei, adică n-am avut de ce să fiu rebelă. Culoare port din totdeauna, deci nici aici, la fel, lucruri altfel și croiuri mai aparte, să zicem. Nu mi-a păsat de faptul că poate nu mă avantajează sau silueta sau așa. Dacă e lucrul ăla e frumos, trebuie să fie al meu sau să-l port măcar o dată. Dar cred că mai degrabă aș felicita-o decât n-aș avea ce sfaturi să-i dau și nu e rolul meu, nu e jobul meu să-i dau sfaturi. Eu am ajutat-o mergând la psiholog acum și am ajutat-o să vină în întâmpinarea, să ne întâlnim undeva la mijloc și să... E mult spus să facem pace, că nu eram într-un conflict. E adevărat, uite, poate că i-aș spune să rămână acolo, să se întoarcă acolo și să rămână acolo, pentru că am tendința în continuare atât de mare de a mă juca și de a fi fetiță din nou, încât uneori zic, băi, gata, hai. Dar cred că e foarte frumos să rămânem și așa să avem partea de... Normal, trebuie un echilibru, exact. De asta zic că n-am ce să-i reproșez, n-am ce sfaturi să-i dau, îi zic, bravo, fată, ai făcut bine ce ai făcut. Și uite, chiar dacă ai spus că nu-ți place să dai sfaturi, dar totuși eu aș vrea să îmi dai să le dai câteva sfaturi viitorilor designeri. Că sunt foarte mulți care merg pe... Foarte bine, e nevoie să meargă. Sfatul principal este să-și asculte dorințele, să fie foarte atenți la ei ce vor. Dar nu cu panică. Știi că pe vremea noastră, cum se zice, era cu panică. Păi și după aia, dacă fac asta și... Nu, eu m-am apucat la 40 de ani să fac chestia asta. Adică... Adică trebuie să-și îndeplinească visul. Dacă ei își doresc la orice vârstă ar fi să fie designer, trebuie să o încerce și pe aia. Trebuie să încerce orice își doresc ca să-și găsească menirea, să zicem, sau vocația, sau cu ce rezonează ei cel mai bine. Tu ai avut vreun moment în care te-ai gândit să renunți? Bineînțeles, sigur că da. M-am gândit să renunț în primul rând și mă gândesc periodic să renunț atunci când am probleme cu execuția. Eu, neavând execuție internă și colaborez cu diverse ateliere, doamne și așa mai departe, asta este o mare provocare la noi. Este o mare, mare provocare. Poate cea mai mare. Asta cu nepurtatul culorilor mă provoacă, nu pot să zic că mă duce către zona de renunțare. Și atât, în rest îmi dau seama că deși de-a lungul vieții mele sunt genul care dacă nu i-a plăcut, a zis pași gata. Nu. Apropo de design, nu îmi vine să zic. Mi se pare că sunt de acolo și că el e din mine și atunci e organic. Nu avem cum să fugim unul de altul, adică asta e. Și abia aștept un eveniment să mai crești ceva nou. Că toată lumea îmi zice că concentrează-te pe business. Concentrează-te tu dacă poți. Eu nu pot să mă concentrez pe business, că eu abia aștept să mai crești ceva nou și mai șui și mai excentric și asta sunt eu. Adică... Cât este business, cât este pasiune, ceea ce faci tu? Hai să nu îngrozim lumea, să zicem.
proporții atât de dezechilibrate, dar e pasiune în foarte mare măsură. Este... Nu are rost să dăm procente, adică nici n-aș ști să spun. Bineînțeles că a tot crescut și procentul ăsta comercial odată cu creșterea business-ului în sine și concentrarea. Odată ce intri într-o horă, bineînțeles că trebuie să joci, trebuie să-ți asumi și să livrezi pe măsură. Dar nu, e vorba de pasiune și de bucuria aia cu care le fac. Poate de asta se și transmite când le poartă doamnele și domnii, pentru că le fac cu o bucurie imensă. Este cea mai mare aproape. Așa, de-a lungul timpului, aș vrea să știu dacă ai avut parte și de reacții negative. Reacții negative când au fost văzute, când le-au văzut? Da, reacții negative la, nu știu, la colecții, la ceea ce crezi tu. La ceea ce crezi eu nu și-au permis, adică nu, n-am avut. Am avut și am periodic la mine, dacă eu apar într-un anumit fel, da, acolo am reacții negative, dar mie nu pasă, n-am nicio problemă. Ba din contră, mi se pare că e de bine că dacă a fost reacția aia negativă. Dar bineînțeles persoane care își permit. Altfel, sfaturi, da, sfaturi mi se dau non-stop, noroc că sunt obișnuită de la a fi mămică, că și acolo este o paletă largă de sfaturi pe care le primești. Nu, reacție negativă, să zicem că ar putea avea o doamnă despre altă doamnă, cum a fost îmbrăcată în ținuta mea, poate au mai apărut din astea, dar habar n-am, adică nu știu. Uite la Gopo cum e aici în imagine, aș fi putut stârni foarte multe, nu s-au exprimat în mod direct. Am văzut pe unele figuri, pe unele fețe reacția negativă, dar nu s-au exprimat. Bine, părerea mea este că acele persoane n-au înțeles și faptul că asta te reprezintă pe tine și fiecare are stilul lui. Da, chiar am citit un comentariu, ziceau că e apogeul Galei, nu știu cine e, dar a fost apogeul Galei, adică mi s-a părut incredibil. Nu știu cine e această actriță. Wow, se poate și asta, dar important e că, uite, noi luăm aceste reacții constructive și... Sigur. Oricum nu ne lăsăm... Altfel cum creștem. Exact, așa creștem și... Așa împrăștiem dorința, exact ce ziceai, pentru cei tineri, pentru cei care vor să se... Acum sunt la început de drum și nu știu încotro să se ducă, ce studii să facă și eu cred că dacă le transmitem măcar relaxarea de a face ceea ce își doresc, că nu mai e epoca în care zic părinții, fă aia și fă aia, pentru că, ok, dacă tu vrei să te duci către o zonă mai bănoasă, du-te și fă, nu știu, IT sau care ori fi acum, e clar, dar dacă ai suflet de artist, trebuie să găsești un echilibru și atunci să te duci într-o zonă care ți-aduce și bani și satisfacția interioară. Că... Cred că asta e cea mai importantă, să faci ceea ce îți place și... Așa mă gândesc. Da. Să nu simți că te duci la un job, nu? Exact. Raluca, noi îți mulțumim tare mult. Și eu. Mulțumim că ai fost aici, că ai acceptat invitația noastră și te mai așteptăm pe vin, la noi. Că vin, că-mi place, ești mulțumesc. O prezență și uite, și culorile tale și prezența ta ne dă așa un vibe pozitiv și plăcut. Îți mulțumim tare și mult. Și eu îți mulțumesc. Iar dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit pe data viitoare.